Duminica aceasta, înalt preasfințitul părinte Ambrosius, mitropolit de Helsinki, și preasfințitul părinte Macarie, episcopul românilor ortodoxi din Europa de Nord, au săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Ortodoxă Sfânta Muceniță Alexandra Împărăteasa din orașul finlandez Turku. La slujba au participat și excelențele lor, domnul Petteri Opro, ministrul finlandez al agriculturii și pădurilor, și domnul Cătălin Avramescu, ambasadorul României în Finlanda. Am avut marea bucurie să slujesc astăzi împreună cu înalt preasfințitul părinte mitropolit Ambrosius în această biserică monumentală din fosta capitală a Finlandei, unde în fiecare duminică se slujește Sfânta Liturghie și în limba română. Frații noștri români din aceste locuri, găsindu-și alinare sufletească la altarul euharistic, sub adumbrirea Duhului Sfânt. Dacă vrem să ne apropiem cu adevărat de Dumnezeu și să-L cunoaștem, oriunde ne-am afla în această lume, trebuie să facem pocăință, asemenea lui Zaheu, prin taina Sfintei Spovedanii, iar apoi să-L primim în casa sufletului nostru, pe Mântuitorul Iisus Hristos, prin taina Euharistiei. Biserica Ortodoxă din Turku a fost ctitorită de țarul Nicolae I al Rusiei după planurile arhitectului Carl Ludwig Engel. Ca în această parohie, Turku este o activitate foarte puternică, ortodoxă, sub conducerea părintelui paroh Ioan. Și părintele Ion a fost timp îndelungat paroh aici și astăzi împlinește 60 de ani. Și părintele Ioan, înainte de a fi paroh, a fost preot itinerant în toată partea de vest a Finlandei și pentru activitatea lui îi mulțumim foarte mult. Și de asemenea, părintele Ion merge la Helsinki o dată pe lună și săvârșește sfintele slujbe în limba română. Și în plus de toate acestea, astăzi avem și încă o bucurie mare că este alături de noi la Sfânta Liturghie episcopul Macarie de la Stockholm. Dovedim că cele două biserici ortodoxe, română și finlandeză, pot să se roage împreună aici. Astăzi la parohia ortodoxă finlandeză Turku a fost o mare sărbătoare, de fapt o dublă sărbătoare am putea spune, pentru că parohia a sărbătorit 85 de ani de la înființarea grupului catehetic, care se întrunește marțea, tot a doua marți, în tot timpul anului, cu excepția lunilor de vară, când este vacanță. Și de asemenea, pentru că eu, cum spun câteodată, fără să vreau, am împlinit vârsta de 60 de ani și am avut bucuria să fiu astăzi felicitat prin participarea a doi episcopi, înalt preasfințitul mitropolit al Helsinkiului Ambrosius și preasfințitul episcop Macarie de la Stockholm, care au slujit împreună și ne-au adus o mare bucurie atât mie cât și parohienilor mei finlandezi și români, care s-au bucurat de binecuvântarea a doi ierarhi. Finlandezii întotdeauna își sărbătoresc cu destul de mare fast evenimentele importante. Construcția locașului de cult a început în anul 1839, finalizându-se în anul 1845. Majoritatea icoanelor din biserică provin de la vechea mănăstire rusească Valaam.